trebuie să rămânem foarte atenți, conectați. Încă nu ne-am liniștit, ca să spun așa, din punct de vedere al punctelor acumulate în campionat. Încă suntem într-o zonă periculoasă și cred că toată lumea a văzut că în momentul în care ai pierdut o serie de două jocuri la rând și celelalte din spatele tău câștigă, intri din nou în zona minată. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă. O știm cu toții, eu personal o știu poate cel mai bine ce înseamnă viitorul. Deja o echipă foarte, foarte puternică, cu experiență în momentul de față. Nu mai e o echipă cu jucători doar tineri. Sunt și tineri și talentați și experimentați. Cu un antrenor care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Un model pentru mine. Și mai mult ca sigur că ne va aștepta o partidă foarte dificilă, ținând cont și de contextul actual în care jucăm din 3 în 3 zile, s-a acumulat multă oboseală, lotul nostru nu este foarte numeros, de aia va trebui să fim foarte atenți, să gândim foarte bine, să avem o strategie care să ne poată aduce succesul. Din punct de vedere moral stăm bine, în momentul de față am avut 2 jocuri reușite cu 8 goluri marcate, dar vreau să rămânem echilibrați, să ne dăm seama că mai sunt încă foarte multe jocuri de disputat. Suntem angrenați în 2 competiții, ceea ce face să consumăm multă energie. Dar am spus, în momentul de față ne bucurăm că suntem sau trecem printr-o formă bună. Băieții sunt conștienți de lucrul ăsta sau până în momentul de față toată lumea mi-a răspuns așa cum trebuie. Și ne dorim în continuare să continuăm pe... Ne dorim să continuăm pe linia asta. Bună ziua! Într-adevăr, în urma rezultatelor pe care l-au avut și Viitorul și a jocului prestat, chiar într-adevăr ne așteaptă un meci dificil, un meci greu, dar în ultima perioadă sau în ultimele 2 meciuri am arătat și noi o revenire de formă. Am reușit să înscriem multe goluri, să câștigăm și asta ne dă un moral bun pentru meciul de sâmbătă.